Iar în timp ce la Orșova se bate pasul pe loc, în județ lucrările evoluează chiar și la sate. Aproape toate drumurile au acum asfalt, iar în acest moment se lucrează pe un tronson de carosabil care era aproape impracticabil. Este vorba despre o porțiune de 28 de kilometri care pornește de la intersecția Centurii Ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin cu localitatea Cerneț din Șimian și traversează localitățile Valea Copcii, Dedovița, Marmanu, Husnicioara, Per și Prunișor. Primii 2 kilometri de drum au fost deja asfaltați. Au fost turnați primii kilometri de asfalt pe drumul județean 607A. Asfaltarea a început din dreptul localității Husnicioara. Este pentru prima dată când acest sector de drum are parte de o reabilitare totală, iar investiția era așteptată de ani de zile de localnici. Asfaltul va fi turnat pe o lungime de 28 de kilometri și va porni de la intersecția Centurii Ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin cu localitatea Cerneți din Șimian și traversează localitățile Cerneți, Valea Copcii, Dedovița, Marmanu, Husnicioara, Per și Prunișor, până la intersecția cu DN6. Este un drum pe care mi l-am dorit de foarte mult timp pentru a fi realizat în beneficiul locuitorilor din aceste sate și care cu mare greutate am reușit să-l aducem în acest stadiu, stadiu pe care îl vedeți și dumneavoastră astăzi. Trebuie să se lucreze pe două tronsoane, un tronson care începe de la intersecția cu drumul către Marmanu și care presupune realizarea asfaltului până la intersecția cu drumul național în Prunișor, și cel de-al doilea tronson, care presupune efectuarea de lucrări pe varianta ocolitoare față de drumul care s-a surpat în urmă cu 4 ani de zile și apoi ceea ce a însemnat vechiul asfalt de la Valea Copcii, Cerneți până la Centura Severinului. Pentru dezvoltarea comunei Husnicioara începe o nouă etapă de modernizare a comunei, traversează aproape întreaga comună pe o lungime de 16 km. Începând cu Marmanu până la ieșire din Peri. Este un proiect foarte mare pe care îl desfășoară Consiliul Județean Mehedinți. Drumul era aproape impracticabil pe aici, iar situația se agrava și mai tare când ploua sau ningea. Starea drumului s-a agravat și mai mult după ce cu 4 ani în urmă s-a surpat pe o porțiune de aproximativ 500 de metri. Așteptăm de mulți ani. Orice comună, orice sat, dacă are un drum ca lumea, atrage oamenii. Tineretul nu mai pleacă la oraș. Cu o valoare de câteva milioane de euro, investiția este una dintre cele mai importante derulate de Consiliul Județean Mehedinți. Banii necesari în vederea derulării ei provin din fonduri europene și de la bugetul Consiliului Județean. Este un proiect de anvergură de peste 8 milioane de euro, finanțat parțial prin fonduri europene pe programul operațional de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. Și sunt convins că ce a fost greu a trecut. Am încredere în firmele care au câștigat această licitație că vor executa o lucrare de foarte bună calitate și că la sfârșitul anului viitor totul va fi gata. Constructorii lucrează în aceste zile la realizarea terasamentelor, a podețelor, dar și la turnarea asfaltului.